ziua, dragi prieteni, sunt Gina Bradea. Vă invit să pregătim împreună astăzi un pește prăjit la cuptor. Prăjit, spus în ghilimele, îl facem la cuptor, dar cu foarte puțin ulei, cu aspect și gust de pește prăjit în ulei, în tigaie. Am aici 2 carași mari, cam de 1 kg bucata. Carasul este peștele meu preferat, este peștele care în Dobrogea are un alt gust. Să vă spun ce ne trebuie pentru această rețetă. 2 carași mari, cam de 1 kg bucata, sare, puțin piper, 3 linguri de ulei este suficient, puțin pătrunjel și 2-3 căței de usturoi. Pătrunjelul și usturoiul sunt opționale, le folosim pentru un plus de gust, pentru o savoare aparte. Peștele l-am curățat înainte de solți și l-am eviscerat, am scos intestinele și urechile. Apoi l-am spălat foarte bine. Acum, facem o serie de tăieturi. Tăieturile să ajungă până la os, dar să nu taie osul, la o diferență cam de 3-4 mm distanță. Aceste tăieturi vor secționa osul și vor face ca peștele să se pătrundă în profunzime mai bine. Exact la fel facem și cu celălalt pește, dar și pe partea cealaltă. Vom săra peștele în exterior, pe o parte și pe cealaltă, și în interior. Peștele a fost spălat foarte bine în interior, curățați partea neagră care este pe pereți și pe spate, tot sângele adunat, pentru că altfel va deveni amar. Am folosit o lingură de sare, este suficient, și piper proaspăt măcinat, cât luăm cu 4 degete. La fiecare pește punem în interior câte un mănunchi de pătrunjel. Și usturoi tăiat felii. Stropim peștele cu ulei. Nu mai mult de 3 linguri este suficient. Așa arată peștele nostru gata de pus la cuptor. Mergem la cuptor acum. Focul este dat la 230 de grade sus-jos cu ventilație la cuptorul electric, iar pe cuptorul pe gaz puteți lăsa foc maxim și așezați grătarul undeva pe mijloc. Așa arată peștele nostru prăjit la cuptor în foarte puțin ulei. Am pregătit alături o garnitură de cartofi. Puteți face orice fel de garnitură vă doriți, puteți pune legume sote sau puteți servi doar alături de mămăliguță și mujdei, după dorință. Arată foarte bine, îl vedeți cum este, este bine pătruns, este aromat, este gustos și se face foarte ușor. Sunt Gina Bradea, vă mai aștept să mai gătim împreună și alte rețete simple, gustoase și sănătoase. Găsiți mai multe rețete pe acest canal și pe blogul Poftă Bună, Rețete cu Gina Bradea. La revedere!